Mirela Iacob se antrenează în particular de mai bine de o lună la sala clubului Nova Force cu antrenorii săi Lucian Spiridon și Dragoș Diaconu. Motivul antrenamentelor dedicate aproape în exclusivitate sportivului, participarea la gala Super Combat New Heroes, care va avea loc sâmbătă 29 martie de la ora 20:30 la sala polivalentă din Ploiești. Este a treia participare a sportivului nostru la gale internaționale de acest nivel, după ce Iacob l-a învins în octombrie pe Francesco Mattioli la Giurgiu, apoi prin knockout în repriza a doua pe grecul Giannis Fezulai la Festivalul Oriental de Arte Marțiale desfășurat în Italia. Sâmbătă la Ploiești, Mirela Iacob va întâlni un sportiv foarte puternic pe sârbul Milan Vudovic, vicecampion mondial la kickboxing. Pentru că Mirel provine din stilul Kyokushinkai, unde loviturile de brațe la cap sunt interzise, pentru a-și completa stilul, sportivul lucrează de ceva vreme cu antrenorul său secund pe partea de box. Un antrenament special pentru gala asta. Am studiat un pic adversarul, am văzut punctele lui slabe și încercăm să, pe partea de brațe, încercăm să compensăm cu antrenamentul specific boxului. Cum l-ați găsit pe Mirel pregătit la capitolul brațe? La capitolul brațe mai are un pic de lucrat. El, după cum știți, el este specializat pe Kyokushin și atunci la brațe stăm un pic mai slab, dar ușor, ușor începem și creștem, facem antrenamente specifice boxului și atunci o să compensăm și sperăm să câștigăm. Vineri, Iacob va fi deja prezent la cântarul oficial de la Ploiești, unde trebuie să treacă de categoria minus 81 de kg. La gala de sâmbătă, Mirel Iacob va fi prezent în meciul al treilea, la super eveniment, mai putând fi întâlniți printre alții Bogdan Stoica, Ionut Speedbull Atodiresei, Amasio Paraschiv, Jorge Loren, Cedric Menhoff și Cristian Ristea.